Salutare, micuții mei, și bine v-am regăsit. Vreau să vă anunț ceva foarte important. De câteva zile calculatorul meu se mișcă foarte prost și nu știu de la ce poate să fie. Deci am cumpărat procesor, memorie, placă de bază, mai ar fi sursa de aia e foarte bună și mai rămâne o placă video. Deci se mișcă extrem de prost astăzi. Chiar n-am putut să pun episod, mă chinui de la ora 3, dacă nu mă știu, mă chinui să filmez un episod și pur și simplu nu pot. Acum este ora 7, fără 25 și niciun rezultat. Am încercat să filmez GTA 5, GTA 5 la fel nu merge, deci în două euro decât monitorul. Și da, sper să fac calculatorul până la ora 8, să putem și noi să facem live. Dacă nu, spuneți-vă și voi părerea. Deci nu poate să meargă calculatorul ăsta. Deci, placa de bază e pe frecvență de 2133, procesorul la fel și memoria la fel. Adică, frecvențele astea sunt cele mai tare pe piață, la momentul actual. Și calculatorul meu se mișcă ca un cur. Deci, chiar nu am cuvinte de ce s-ar mișca asta. Se mișcă îngrozitor. Dacă nu pot să joc nimic. Nu știu. Acum nu mă interesează cum joc Counter. Am vrut să vă zic atât. Spuneți-vă și voi părerile. Deci, ce nu s-ar mișca calculatorul meu bine. O fi de la Park, de Harlu, am cumpărat în ianuarie, la început, am cumpărat. Deci, n-are nicio lună Harlu ăsta nou. Procesorul ala, la fel. Am cumpărat acum o săptămână, dacă nu știu. Și ar mai putea să fie fragilor, decât placa video, dar nu vă ce... Ce problemă are placa video cu blocarea, deci nu-mi dă seama.